centru tot nu există condiții de accesibilitate și cum vedeți rampa de aici, nu, de fapt nici nu este rampă, sunt doar două șine instalate. Astfel, pe data de 18 mai, noi deja am fost a doua oară la această ședință de judecată și nu am putut intra la ședință deoarece nu am avut condiții de accesibilitate. Iar judecătoarea, în loc să ne susțină pe noi, persoane cu dizabilități și mai ales că conform legii noi trebuie să avem acces liber la în orice instanță publică, ea a decis ca noi, adică persoane cu dizabilități, să ne căutăm noi singuri persoane care să ne urce pe scări, astfel ca să avem acces la justiție. Noi am venit aici să protestăm și să arătăm că suntem oameni, avem demnitate, nu suntem saci cu cartofi ca să fim urcați pe scări de cineva și nu știu cum. Și am venit să demonstrăm că, de fapt, nu noi trebuie să oferim condiții de accesibilitate sau să ne organizăm participarea noastră la ședințele de judecată, dar aceasta este responsabilitatea directă a autorităților. Pentru a demonstra că aici nu sunt condiții de accesibilitate, noi toți participanții vor, în fața dumneavoastră, vom încerca să urcăm pe această rampă de acces. Și dacă puteți să ne filmați, iar noi cu colegii vom veni pe rând până la această rampă ca să demonstrăm că ea nu este accesibilă. Ca să intru în această clădire, eu nu trebuie să cer ajutorul cuiva, deoarece oricare altă persoană din stradă care chiar ar dori să mă ajute, nu cunoaște condițiile necesare și